Trebuie să înțelegem cumva care e diferența asta, ce schimbare face Ethereum. Înțeleg că din acest moment, peste două ore, această rețea care consuma energie cât Elveția nu va mai face acest lucru. Și ce înseamnă trecerea de la proof of work, la dovadă de muncă, la proof of stake, dovadă de miză? Pe înțelesul celor care ne privesc în acest moment, vă rugăm. Proof of work este minarea. Adică existau persoane, instituții mari în lume care foloseau infrastructură pentru a mina, adică pentru a susține rețeaua Ethereum. Rețeaua Ethereum care este a doua cea mai mare rețea descentralizată din lume. Au fost foarte multe discuții în anii trecuți cu guverne care ar fi transmis faptul că rețeaua consumă foarte multă energie, cum a zis și dumneavoastră, cât Elveția. Și s-a făcut mare presiune pe treaba asta. Vitalik Buterin, fondatorul Ethereum, încă din 2016 lucrează la această variantă de Proof of Stake și este unul din cele mai așteptate evenimente din lumea cripto. Această fuziune se întâmplă astăzi, dar ea s-a întâmplat treptat de-a lungul ultimilor 2 ani. Mutarea pe Proof of Stake, cum a zis și dumneavoastră, nu e neapărat doar tranzacționat. Proof of stake înseamnă că oamenii își vor bloca monedele în anumite piscine, care piscinele respective practic susțin rețeaua tot într-un mod descentralizat. Mai pe scurt, sunt anumiți oameni în anumite zone ale lumii care păstrează aceste monede și practic garantează rețeaua să fie descentralizată în continuare prin blocarea acestor monede. Făcând chestia asta, rețeaua devine, de fapt, rețeaua rămâne în continuare descentralizată, doar că nu mai folosește atât de multă energie poluantă. Guvernele vor fi mult mai fericite de acest aspect, mai ales cele din Uniunea Europeană, iar noi din industrie considerăm că, în sfârșit, atenția instituțională și a instituțiilor și a fondurilor de investiții, pe lângă Bitcoin, se vor focusa și către Ethereum. Credem că e un pas important pentru reglementare, credem că e un pas important pentru industrie și, cum am spus, încă din 2016 se lucrează la această fuziune și oamenii sunt extrem de încântați. Să înțeleg că acest lucru ar putea deschide ușa pentru mai multe instituții să facă o serie de investiții? Da, cu siguranță, pentru că proof of work înainte era mai greu de, adică minarea propriu-zisă, era mai greu de controlat de cineva care dorește să controleze. De exemplu, nu puteam să știm exact cine minează la el în apartament. În schimb, pe partea de staking, adică partea aceasta de blocare a fondurilor în aceste piscine, poate fi văzut transparent direct pe blockchain. Ce, mi se pare extraordinar că am acumulat câteva date și aș vrea să le citim, pentru că mi se pare colosală această tranzacție. Nu e singura, mai urmează și alți pași sau alte praguri în completarea acestei merge, acestei fuziuni. Dar trebuie să le spunem oamenilor că pentru a face o comparație, 100.000 de tranzacții Visa consumă 149 de kWh de energie. Deci de astăzi, același număr de tranzacții făcute pe blockchain-ul Ethereum consumă 0,4% din energia utilizată de Visa pentru același număr adică de tranzacții. Adică cât ai ilumina turnul din Pisa. E, nu? Cam așa, da. Exact. E un pas, cum am zis mai devreme, uriaș pentru criptomonede și mai ales pentru sistemul ăsta descentralizat de plăți, tocmai că Visa consuma o anumită energie, criptomonedele consumau mult mai mult de atât. Acum nu se mai întâmplă chestia asta, mă rog, peste două ore nu se va mai întâmpla acest aspect și este un pas uriaș pentru persoanele care erau până acum puțin sceptice legate de posibilitatea de scalare a acestor tranzacții și a acestor criptomonede. E un pas foarte mare pentru Ethereum. Minatul costa enorm, trecerea la Proof of Stake va avea un impact extraordinar, dar eu aș vrea să ne spuneți cumva și ce e în spatele acestei rețele, pentru că mulți văd Ethereum 2.0 ca fiind pur și simplu un moment în care ar putea să facă bani foarte mult sau nu.
Pe de altă parte, în spatele acestei rețele colosale adoate pe Bitcoin, e o întreagă economie de miliarde de dolari. Corect. Peste 200 de miliarde de dolari în aceste proiecte dezvoltate pe blockchain-ul Ethereum. Deci ele trebuie să supraviețuiască, ele vor ține piața de acum înainte. Ca să fie simplu pentru telespectatori, o să zic în felul ăsta. Bitcoin e pur și simplu o monedă care poate fi mutată de la o persoană la alta, pe când Ethereum a fost inventată și creată pentru a genera posibilitatea altor proiecte și altor aplicații descentralizate de a fi create peste el. Cum am spus mai devreme, Ethereum, ținând cont că face și această fuziune, va veni în ajutorul multor alte proiecte care sunt momentan pe alte blockchain-uri și le va transmite faptul, veniți la mine, construiți pe mine, sunt securizat, da. Descentralizat, sunt cel mai vechi și hai să facem lucruri frumoase împreună. Da, într-adevăr, piața cripto n-ar fi avut atât de multe proiecte câte are acum dacă nu ar fi existat Ethereum. Da, și vreau să știu dacă acest proces va duce la un moment dat la ziua aceea pe care o așteptăm cu toții și anume și cei care tranzacționează criptomoneda sau și cei care sunt pasionați de domeniul cripto, dar și oamenii de rând, momentul acela în care nu vom mai avea nevoie de bănci, știți? Vor exista niște bănci cu cripto, mă gândesc. Nu știu dacă... Momentul acela cred că e destul de departe. Criptomonedele cu siguranță vor fi aici și pe viitor. Tehnologia blockchain din spatele lor va fi aici și pe viitor. Eu personal tind să cred că blockchain-ul va fi implementat poate și la nivel bancar, chiar dacă va fi folosită o monedă digitală generată de un guvern care să aibă în spate niște asset-uri reale, dar momentul acela cred că e destul de departe. E nevoie de reglementări, e nevoie de maturitate în piață. Piața e momentan tânără, există fluctuații. Mulțumim!